Salut! Și bine v-am regăsit la un nou episod de Farse cu vecini. Vă place foarte mult și i-am găsit fostul iubit a profesoare cu mustață. Serios? Acesta este joc copilăriei. Se cheamă Neighbors from Hell, ceea ce înseamnă vecini din iad. Adică atâta de nu suporți vecinii încât parcă sunt din iad. Dar vreau să văd, cocolișilor, aveți și voi vreun vecin pe care nu suportați? Trebuie să aveți, mai ales, scrieți în comentarii, dacă aveți vecini profesoară, condoleanțe. Și cocolișilor, înainte să apăs eu aici pe butonaș, haideți să apăsați voi pe butonul de cocolai. Și vreau 10.000 de cocolai-uri la acest video, deoarece este cu Farse, este cu fostul profesoare cu mustață, ce vreți mai mult? Felix, da, cocolișilor, la toate episoadele ar trebui să depășească 10.000 de cocolai-uri ca să ia nota 10 la școală. Ar trebui. Așadar, haideți. Start game. Cine e asta, frate? Asta este, este iubita fostului... Fosta, foste profesoare cu mustață, iubita lui. Aoleu, e rivala! O cheamă Matahala. De-aia vrea ea să slăbească. O cheamă Matahala. Ok. Citim ce zice aici? El... dă-i play, că el e puțin cam... dă-i play. Hai să-i dăm play. The first trick! Ok, primul truc. Aici te învață, că când știu gamerița, ai nevoie de învățat. Ăsta ești tu. Asta sunt eu. Ăsta. Ăsta sunt. Da. Și uite, acolo îți arată ce face vecinul. Dă-i sus la vecin să vezi. Așa, dar fără să dai click. Mișcă mouse-ul în sus. Aaa. Dreapt, stânga. A, deci noi stăm la parter și vecinul stă sus, se uită la televizor. Ce burtos. Ce burtos este! Aia este burtă de nice, burtă Felix micită. Are papuci roz! Da! Ia vezi acum. Hai ce, să ce face. Urmărim. Ia vezi ce... ce bă, dar mie mi-ar plăcea jocul ăsta în realitate. Ia uite ce face. Ia uite și tu. Pe cine credeți că spionează? Pe puna care face plajă, asta se uită după fete, deși are porpa lui Matahala. Auzi, îl apreciez că are vasele spălate. Da, uite-te, pentru că mâncarea și-o comandă. Dar uite-te, e cam râpciugoasă casa modestă. Ăsta e cam narcisist, uite, are poze numai cu el. Da. Ok, ce facem noi acum? Vrei să te învăț? Da, vreau să mă învețe, du-te jos, da? Și du-te în dreapta. Auzi, ăsta de ce are prosop pe toaletă? Vezi imediat. Și uite, caută prima oară în sertar dacă se ceva. Hai să vedem, căutăm în sertar? Ok, some objects like furniture. Ok, unele obiecte vor conține alte obiecte. Hai să vedem, găsim aici ceva? Și ai găsit... am găsit? Whoopee cushion. Din aia care face... din treia care pui. Îți explică gamerul. Da. Așa, dacă te duci în... în dulap. În dulapul ăsta? Da, te poți ascunde. Ia să vedem. În dulap te poți ascunde. Și dacă el vine vreodată jos... Stai puțin, dar vecinul vine la mine acasă? Nu, asta e toată casa lui. Ah, sunt în casa vecinului? Da, n-ai văzut că a intrat pe ușă? Eu am crezut că suntem vecini, adică eu sunt jos și el e sus, nu, știi? Nu, e pur și simplu e casa lui, așa cum... Hai să ies. Și du-te în baie. Hai să mergem în baie. Și unde îl punem noi cu piciorușele astea, el se va duce. Da. Și du-te aici în baie și vezi ce găsești în aia cu plus. Hai să vedem aici. Ia, uitați. Okay. Zice că trebuie să cauți, dai click, se pică camerul. Click, click, click. Și... aici îți arată anumite lucruri. Ce vrei să-i dai? Ce farsă vrei să-i faci? Stai puțin, toate chestiile astea sunt la el în dulap? Da, și... își ține greutăți la face sport? Ce farsă vreau să fac? Asta cu chestia asta de suflat. Da, și la ce o folosești? Trebuie să te gândești la ce le folosești. Eu nu știu. Dă-i click pe ea așa ca idee. Hai să vedem, dă click pe ea și să vedem. Și acum unde o pun? N-ai pus-o că trebuia toate trei să le faci. Trebuia toate trei? Da. Hai să dăm încă o dată. Deci trebuie să le faci pe toate asta trei. Asta cu tortul. Da, fă tort și în dreapta și în stânga. A, înțeleg. Bă, dar cum? Dăm scroll, nu? Da, dai scroll, nu este logic. Așa, stai. Scroll, vreau până la tort. Mamă, câte sunt. Unde e tortul? Păi nu mai e tort. Nu mai e tortul. Nu mai e tortul. Bă, frate, tot timpul se schimbă. Ia, dă-i lipiciu, lipiciu, dă-i jos. Hai să facem cu lipiciu și aici tot lipici. Așa. Așa. Mi-a venit o idee. Și ia de pe toaletă. Păi pune lipici pe toaletă? Au ce să te sfătuiesc eu? Du-te... mă, du-te să mă ascund, cred. Te învăț ceva? Okay. Du-te aici, în camera asta, dar nu las scări, nu las scări, nu las scări! De jos, 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 jos! De jos, de click, click, click! Că tu când ai dat aici, doar mișcă mouse-ul pe ușă. Îți arată scări și tu mergeai sus. Dă-i sus ca să-l vedem. Uite, noi trebuie să-i facem 4 farse, da? Eu nu știu decât 3 farse aici. Eu i-aș lipi fundulețul de toaletă. Dacă eu i-aș face farsa așa. I-aș pune așa, i-aș pune Whoopee cushion-ul sub fotoliu, da. I-aș strica antena la televizor și aș pune lipici pe binocul. Acum du-te sus, hai, du-te dreptate, sus. Dreptate. Hai să mergem aici. Așa. Pune Whoopee cushion-ul. Așa, și cum îl dai pe el și dai de pe asta. Click. Dai click. Fă televizorul. Hai să-i facem televizorul. Și fu jos, fu jos, fu jos.
Pe aici. Dă-i de click repede. Cam da, du-te în pala cealaltă pe jos. Ok. Și du-te în bucătărie. Aici. Stai să vezi. Se supără vecinul pe noi. Televizorul lui. Televizorul meu nu merge! Cine ne-a stricat hotelul? Bă, ce păr are pe mâini, zici că e cusut. Da? Și acum stai să vezi upicușă, nu? Stai că se pune. S-a făcut rușine. Tu du-te în bucătărie repede acum. Lasă-mă, era pe noi! Dar nu o să ne găsească. Return to Woody. Du-te în bucătărie. Ok, mă duc pe aici? Da, du-te repede și... Așa. Dă-i continuu. Stai, well done, ok. Și lipiciu pune-l pe binoclu. Dă-i click. Acum. Poftim! Du-te și lipește aici! Și fuge înapoi! Și acum ascunde-te în dulap. Oh, ne ascunde să nu ne găsească. Mamă, dar ce fain e jocul. Ia uitați-l pe domnul vecin, cum se duce el la bucătărie și vrea să o spioneze pe femeia aia. Da, uite cât lipici ai pus acolo. Mult! O să-i se lipească de ochi! Oh my god, nu se mai poate de jos! Auzi, eu cred că mai putem să facem o farsă, că am făcut 3 din 4. Da, da, da. Vreau ceva cu toaleta, putem? Dar nu știu dacă în episodul ăsta, ideea este, du-te la în bucătărie. Hai să mergem, lasă să se ducă. Păi du-te că el până se duce, aha, știi? Bine. Și caută în frigider. Cutăm în frigider, da. Să vedem. Oare ce găsim noi în frigiderul ăsta? Ai spus că el nu gătește. Da. Ia să vedem. Du-te la frigider. Ok. Pune ou în microunde, repede. Oul? Repede. În microunde. Ah, deci și fu jos. Nu l-ai pus. Nu l-am pus? Acum stai, că acum vine. Stai. Bine. Stai acolo. Am crezut că l-am pus. Ce se întâmplă dacă pui un nou microunde? Și explodează? Nu. Și explodează. Dar și miroase foarte urât. Da? Dar și explodează, da. Ai pățit tu? Am văzut pe internet. Serios? Da. Hai de și am pățit. Și ai pățit? Da. Trebuie să-l lași să facă farsa și după aceea să fugi. Deci poftim ouul și pune-l. Uite ce se întâmplă la microunde. Vezi ce se întâmplă la microunde? A explodat! Da, și miroase urât. Ah, deci și eu am zis bine și tu. Da, și ții minte că și explodează. Hai, nenea, te duci în bucătărie? Stai puțin, că el se uită, mai se uită la televizor, mai spionează, el așa face. Ah, el face mișcare. Se enervează, dezvă curat. Da, ce burtare! Trebuie să fac curat! Și ai făcut 4 din 4 farse, bate palma, gameriță! Acum se pune să fac curat? Da. Și acum ai terminat. 4 farse. Bravo, ai făcut maximul. Dă-i continuu, Așa, noroc de ajutorul tău, camerule, sincer. Și uite aici, care farse vrei să le faci? Serios? Eu să încep cu asta, 6 din 6. Vrei să vezi aia de la televizor sau aia cu de ziua lui? Care vrei? Vreau la baie. Ia. Pe fel-le în ordine. Ia de în sus să vezi câte sunt. În sus? Oho, my god, cocolicilor, avem o grămadă. Da, fă-i următoarea. Care este următoarea? Păi de jos. Asta? Da. Bine. 6 farse trebuie să faci, 6 farse. Dar nu era asta cu TV Afternoon? Era prima dată tutorialul. A, prima dată începe, da, de aici. Ai făcut 0 din 6 la asta, da. Bine. Ok. Deci uite-te, tu pur și simplu, vii de afară. Înțeleg. Le-l în casă. Și facem farse vecinului. Trebuie să urmărești și tabieturile vecinului pe care le face. Oh my god, câte sticle de bere are sus, ia uitați. Mă uiți sus puțin? Da, poți să uiți. Ia uitați, cred că este zi de meci. Da, e meci la televizor. Vezi că tu trebuie să urmești tabietul lui, nu cumva să vină jos să te prinde, că dacă te prinde, te bate. Aoleu, mă bate? Tu trebuie să faci ecotrobări prin lucruri ca să-i faci farse. Hai să vedem aici ce găsim. Așa, ne uităm aici. Ce-am găsit? Am găsit ceva? Ai găsit un fierăstru. La cealaltă setare mai găsești ceva? Cealaltă setare tot acolo. Tot aici? Da. Mai sper să nu vină. Nu. Ok. Văd că el nu vine. Dă-ți să vezi ce face. Ia să vedem ce face vecinul nostru. N-a băut o bere. A băut o bere? Așa, direct de acolo? Da. Nici măcar un șalot la... Nu. Du-te la hârtie, la baie. Uite, hârtie igienică. Hai să-i luăm. Să-i luăm hârtie igienică. Credeți că o să o folosească? Și ia hârtie igienică și înfundă-i toaleta. Uite aici un săpun. Sau nu, aici. Deci îi înfund toaleta? Ia hârtie igienică, hai să luăm hârtie igienică și să-i înfundăm aici toaleta, cocolicilor. Nu, pe el nu vine jos, trebuie să-l faci. Cred că trebuie să-i pui ceva în bere, să-l ții la stomac ca să meargă jos. Ia caute în dulapul lui. Ia să vedem aici ce ar putea să găsim. Aoleu, ce-am făcut acolo pe toaletă? Da. Ce-a luat? Laxative. Laxativ! Hai să-l punem. Stai puțin, că trebuie să mai vezi ce mai faci. Deci, trebuie să faci aici 6 farse, da? 6 farse și să înțeleg că eu trebuie să-mi iau toate lucrurile. Deodată. Uite. Mai pe aici am pus ceva. Să văd unde mi-arată click, mânuță dintr-asta, da. Nu? Deci, la etaj, ceea uite, ce...
dreapta, nu? Ai luat-o cu... Deci, okay. La etaj, știi televizorul, da? Da. Cu fierăstrăul, ce faci? Cu fierăstrăul poți să-i tai ăsta de aici. Absolut, asta trebuie să faci. Da? Da, asta cred eu. Oh, sunt un geniu. Ok. Știi ce s-a sugera eu? Se folosești la... laxativele, du-te în dreapta. Păi pun laxativele în bere. Da. Hai să mergem. Stai. Că el, nu te duci acum la bucătărie, nu te duci la bucătărie. Păi nu? Nu, că el beare de... Stai jos. Așa, stai aici. Da. După ce pleacă din bucătărie, du-ți sus, că el se mișcă foarte repede, știi? A, înțeleg. Poate dau ăștia reclame la televizor, știți cum se întâmplă? Că dau reclame dese. Da. Hai, nenea, te mai duci? A, așa. Și acum, după ce pleacă de după data ce asta... După ce bea, ai pus laxativele. Da. Bă, dar câte beri bei, frate? De-aia ai burta așa de mare. Ce făcut? Nu știu. Cred că a curățat puțin, eu îl apreciez. Așa? Mergem? Da. Hai, mergem pune, sus. Pune laxativele. Luăm laxativele. Le-am luat, nu? Da, pune-le. Și le punem în bere. Du-te jos. Și mă, te-am văzut șmecherie. Trebuie să mă ascund. Nu te ascunde. Te duci în stânga. Da. Așa, și te duci aici. Aici, da. Ca el când vine jos. Nu, când el merge la bucătărie, tu să urci sus, da, când zic exact. Eu. Nu. Du-te acolo. Urcă sus acum. Da. Și acum du-te la asta să vezi. Ok. Ia, uitați-l cocolișilor. Nu, fugi jos. Repede. Du-te în bucătărie, du-te în bucătărie. Pe aici? Da. Dau de aici? Cred că trebuie să dai așa. Uite, acum să vezi la el ce face. Cred că își bea berea. Și acum... Acum are nevoie la baie. Ia uite ce cum se ține și la fund. Se ține la fund. Fii atent cum se ține la fund. Ca să nu facă pe el. N-ar nici hârtie igienică și toaleta este murdară. Bă, frate, o să strice papucii lui Roz. Du-te la acum tu ești la bucătărie. Da. Ah, pe la urmă s-a pus. Du-te la bucătărie și caută-i în frigider. Ia să vedem. S-a mai enervat el. Am găsit ceva pe acolo? Că n-are hârtie. Încă un ou. A, pune-o înapoi în microunde. Cred că s-a supărat că n-are hârtie, n-am mai văzut farsa. Da, s-a supărat. Ok, îi stricăm și aici. Și ce mai putem să facem? Nu știu, dar... Oh my god, hai să mergem aici. Du-te. Vine sus. Și fără fierăstrău repede. Da. Și de aici. Da. Vai, ce șteață sunt. Și televizorul. Asta durează mult, văd. Uhuu, îi facem toate cele patru piciorușe. Da. Auleu, s-a supărat. Ok, hai să-i facem televizorul. Stai, că durează mult asta. Fă televizorul. Hai, repede și după aia fugim jos, da? Fugi jos. El s-a pus acolo să curețe. Ăla fix, bate oh palma. Oh my god, uite-te, ăsta-s două farse, ia uite-te. Televizorul meu, nu se poate așa ceva, chiar televizorul meu. În seara asta, când voiam să mă uit la meci. Ce față are. Stai să vedeți cocolișilor că o să se pună pe fotoliu după ce își repară el. Ia, vreau să-l văd. Burta lui. Ai de mine, dar chiar s-a dus pe spate. A căzut ca o matahală, frate. A căzut ca o matahală. Da, s-a supărat pe mine. Am făcut toate farsele? Da. Stai puțin să-și ridică și asta aerul. Bate palma. 6 din 6 din 5. Cristina, eu zic să mai faci unul. Hai să mai facem unul cu cocolișilor. Uite ăsta. Ăsta birthday surprise, da? De ziua lui. Cu tort. Hai să facem farsă cu tort! Că-ți place! Sunteți curioși cum o să fie farsa cu tort? Păi hai să luăm și noi tort! Da, o să luăm și noi tort! Nu și eu tort! Ok, ia să vedem! Uite aici, ai cutia poștală! Ia vezi dacă găsești ceva în ea! Cutuța poștală? Dă-i! Ia să vedem, putem uita? A, de obicei se uită aici ca să-și găsească facturile! Ce face el sus? Își pune o lumânare? Bă, e singur! Încă n-are iubită! Încă n-are iubită! Vezi că merge cutia poștală! Fugi! Mă ascund? Aaa, m-a văzut! Au, ce te bate! Au, ce pumne îți dă de gât! Aaa, frate! Vezi că ai 3 vieți. Am zis că m-ai dus la bucătărie. Ai 3 vieți. Așa, ok. Am 3 vieți. Hai să vedem ce facem. Cate în frigider. Uite chestia asta. Uite peste tot. Hai să căutăm în frigider, repejor. Am găsit iar ceva? Iar fugi în camera cealaltă cu asta. Fugi. Păi, uite repede, fugi! La limită, frate. Uite o Fugi. Ah, am crezut că vine acolo. Nu vine. Du-te să vezi ce găsești în baie. Hai să vedem la baie. Uite un burete nou. Hai să luăm buretele. Hai să luăm, vezi, nu știu cum să faci farsă. Ce asta? Nu știu, dar ai luat buretele. Să pun. Hai să pun. Ia pune să pun pe jos să cadă. Ah, ce amuzant! Îl punem aici? Da. Ok, dar cum îl facem să vină la baie, Felix?
Strigă și hârtie igienică. Hai să strigăm și hârtie igienică. Lăsăm fără. Pune iar în fund de toaleta. Și vezi ce găsești acolo. Hai să vedem ce găsim aici. Dacă putem să alegem nimic de data asta. După ce vine el jos, dă-i în dreapta, vreau să cauți în dulapul ăla. Aici? Dar după ce vine el jos. Hai să văd ce face, își serbează ziua. Dar când vine oare? Acum vine. Acum după ce ia o felie de tort? Da. Ah, vine. Ok. Și acum? Dă-i în dreapta, să nu dai click. El se uită dacă a primit un mail, știi? N-a primit nimic deocamdată. Nimeni nu vine nimic la el. Așa, și acum tu te duci acolo, dai. Așa, perfect. Și văd că în camera nu-i nimeni. Ai maică sa în poză. Sper că asta maică sa și nu-i femeia aia pe care o urmărește. Dai. Frate, începe să miște din ce cât mai luat. Repede. Mă zgrește tablou cu maică sa repede. Cu care? Cu asta? Da. Și bag-te în dulap. Bag-te în dulap. Hai, repede, bag-te în dulap. Uite cum a făcut-o pe maică sa. Ia să vedem. Auzi? Cursa de șoareci, la ce folosești? La scrisori. Ah, când își bagă mâna. Pune-o repede. Haide. Dar du-te acolo. Vin aici, da? Și pune repede. Și du-te la pian sus, în stânga. Dar nu pe acolo, nu pe acolo. Ai bine, am crezut că ea pe sus pe aici. Oh, ce bine. Așa. Ia vezi, ce lucruri mai ai tu acolo jos? Aici am asta. Și ce e asta? O dinamită. Și unde o pui? Aici la pian când apasă? Nu, du-te în dreapta. A, la tort! Pune-o repede. Hai să punem repede la tort! Fraților! Își prinde mâna! Este! Ce mamuze papucii lui Roz! Și acum merge la baie ca așa pansament. Și da. O vede pe maică, așa îl fac să meargă la baie. Așa îl fac să meargă la baie. Lasă până la capăt. Okay. Șterge. Și acum ce fac? Pun asta? A, nu, tu pune dinamita în cutia cu petarde. Cutia cu petarde? Da. Bine, mă duc să pun? Nu, lasă să vedem toate farsele. Vreau să văd cum stă la baie. Și după acum alunecă. Trebuie să alunece. Alunecă! Doamne. Vai, săracul vecinii. Vreau să văd cum stă pe toaletă și n-are hârtie, ca să știu că e suferința maximă. Eu am bățit-o. Deci este ziua lui. Uite-te, stă pe toaletă. Stai să vezi. Pune aia în cutie. Așa. Și-o muta microundele puțin. Și pune o în microunde. Dar nu l-am văzut, frate. Nu mai contează, du-te la pian. Hai să mergem aici. Poate că nu am folosit. Poate n-am folosit? Cum se poate așa ceva? Dar vezi, chiar vede. Zice, asta nu mai cumpăr ouă. Și de aici, în loc să-și ia lumânare, își ia o petardă. Își ia o petardă, fraților. Sunt foarte curioasă să văd. Fugi! Nu că nu vine la tine, văd. Da, dar eu vreau să fiu sigură. Să fii așa sigură. Așa, ia uitați, fiți pe fază, cocolișilor. Fiți pe fază! Bate palma. Deci, Cristina, pot să zic că te descurci absolut excelent. Mai avem... Da, cocolișilor. V-ați văzut cât de multe chestii mai avem? Deci, mă uitați-vă până sus. Uitați-vă. E plin de farse. Asta este fostul profesoare cu mustață. Pentru multe episoade cu acest joc, rupeți butonul de coco like și ne vedem data viitoare. Pa!